Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la Regiunea în Obiectiv. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este singura universitate din România inclusă în tradiționalul și prestigiosul clasament internațional al universităților Shanghai, ocupând în anul 2020 poziția 701-800. Vom afla mai multe detalii despre acest clasament, chiar de la domnul rector al Universității Babeș-Bolyai, profesor universitar dr. Daniel David, în doar câteva momente. Tot astăzi discutăm despre un proiect al Asociației Mai Bine, proiect organizat în perioada 15-28 august anul acesta, în 5 orașe din țară, Iași, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Timișoara și Oradea, proiect intitulat Alimentera, dialoguri fertile cu tineri despre hrană și despre cât de important este să nu facem risipă alimentară, mai bine spus. Vom discuta despre acest subiect împreună cu coordonatorul național al proiectului, doamna Anca Chirilă Gheorghică, iar pe final de ediție vorbim cu maratonistul Vlad Crișan Pop, cel care participă și îl cunoașteți foarte bine la cele mai grele concursuri de maraton pentru a ajuta copiii cu afecțiuni oncologice. Acum însă ne întoarcem la felicitările care trebuie să plece înspre Universitatea Babeș-Bolyai și bineînțeles, dacă le transmitem către universitate, le transmitem în primul rând către rectorul universității care ține frâiele, profesor universitar dr. Daniel David, în direct acum alături de noi prin telefon. Bună ziua, vă mulțumim pentru intervenție. Bună ziua, felicitările trebuie să meargă spre comunitate în primul rând și după aceea spre managementul. Să știți că am fost sigură că veți face completarea aceasta, pentru că deja am ajuns să vă cunoaștem. Domnule rector, pentru a înțelege mai bine poziția din acest clasament, cred că ar fi bine să dăm mai multe informații despre clasamentul în sine. De ce este el cel mai prestigios sau unul dintre cele mai prestigioase clasamente ale universităților? Da, este primul clasament care a apărut la nivel internațional în anul 2003. Foarte puternic, fiindcă acest clasament arată capacitatea universităților de a genera cunoaștere inovativă, dincolo de faptul că o universitate predă foarte bine sau că utilizează antreprenorial cunoașterea, se pune întrebarea, este capabilă comunitatea respectivă să genereze cunoaștere inovativă care după aceea să fie utilizată în predare și în relația cu societatea? Iar acest clasament îmi spune în ce măsură ești capabil sau nu ești capabil să oferi acest lucru. Pe de altă parte, trebuie să se știe foarte clar că în lume există aproximativ 30.000 de universități, 2.000 au început să fie vizibile în acest clasament, iar din aceste 2.000, 1.000 au fost clasificate, adică au depășit un prag al competitivității, iar Universitatea Babeș-Bolyai se află pe poziția 701-800, cum a spus foarte bine. Și aș mai puncta un lucru aici. Eu cred că este o poziție extraordinar de bună, ținând cont de următoarele lucruri, iar oamenii trebuie să știe aceste informații. 1. Legislația în România este proastă, ea nu încurajează absolut deloc performanța în universități. 2. Există o subfinanțare cronică a mediului academic. Și 3. Nu există filă de buget specifică pentru activitate de cercetare în universități. Deci, practic, cercetarea noi o facem prin bani pe care îi câștigăm adesea prin competiție în diverse proiecte, în diverse granturi. Asta în timp ce în alte universități legislația este mai bună și există suport pentru cercetare. De aceea, universitățile românești, nu doar Babeș-Bolyai, eu cred că mă pot referi și la Universitatea din București, spre exemplu, noi am crescut în fiecare an ca performanță academică, deși scădem rankingurile internaționale. De ce? Deoarece ceilalți din jurul nostru cresc mai repede și mai mult decât noi prin aceste pârghii pe care le folosesc din partea guvernelor lor. Domnule rector, spuneți așadar că, cu toate că nu aveți fundamentul necesar, spuneați de legislație, de subfinanțare, cu toate acestea poziția este extrem de favorabilă și ar trebui cu atât mai mult apreciată, da? Corect. Eu am și spus că mă bucur pentru Universitatea Babeș-Bolyai. Anul trecut erau două universități în acest ranking, eram noi și Universitatea din București. În acest an am rămas doar noi, mă bucură lucrul ăsta. În același timp, sunt îngrijorat pentru țară și vă spun de ce. Ranking-ul arată, cum spuneam înainte, capacitatea universităților de a genera inovație.
Ori în condițiile în care România are o singură universitate a noastră vizibilă în acest ranking, asta vorbește despre capacitatea țării de a genera inovație. În condițiile în care Ungaria are 5 universități și Ungaria este jumătate din noi, Polonia are 8, Cehia iarăși are un număr foarte mare de universități. Deci suntem prost ca țară, deși repet, mă bucur sigur pentru Universitatea Babeș-Bolyai, numai că dacă nimic nu se va întâmpla în politica academică din țară, nici noi nu știu cât o să mai rezistăm în acest ranking, fiindcă, repet, degeaba crește, alții din jurul nostru cresc mai repede și mai mult decât noi. Credeți că va fi tras un semnal de alarmă, așa cum ați observat dumneavoastră, că iată, țările din jurul nostru, chiar dacă ca și suprafață, ca și număr de locuitori sunt mai mici, au mai multă competitivitate din acest punct de vedere. Poate faptul că Universitatea București, iată, nu mai este anul acesta în acest top, va da de gândit? Nu cred că va da de gândit. Noi, eu fac aceste analize și le prezint public de 5 ani. Ministerul știe acest lucru. Am văzut schimbări în viziunea Ministerului pe această linie. Nu știu, să vedem după alegeri cine va câștiga, ce viziune academică o să aibă. Dar, repet, dacă nu se face ceva, nu e vorba de faptul că universitățile sau Babeș-Bolyai nu o să mai fie reghi. E vorba de faptul că ne avem de acolo universități. Asta este un diagnostic crun pentru competitivitatea țării, de fapt. A se face ceva, faceți trimitere evident către Ministerul de Specialitate. Trebuie să se creeze așadar, cum spuneam și mai devreme, competitivitate în acest segment. Asta unde face trimitere ca prioritate la finanțare? Păi, ca prioritate vă spun foarte clar. De exemplu, finanțarea pe care o dă Ministerul pe competitivitate este invers proporțională cu ce se întâmplă în ranking-uri. Altă spus, universitățile care nu se află în ranking-uri atrag mai mulți bani decât cele care se află în ranking-uri, asta și pentru motivul de criteriile care sunt stabilite și ponderea care se dau acestor criterii sunt foarte proaste. Apoi, Ministerul are un program specific pentru a susține 4-5 universități de tip or clas. Nu pot să le tratez pe toate la fel. Universitatea Babeș-Bolyai e o comunitate de 50.000 de oameni. Nu pot compara cu una de 3.000 de oameni. Trebuie alte finanțare, alte politici, alte reglementări în achiziția pentru cercetare, de exemplu, în promovarea academică, în angajarea oamenilor. Ori până nu o să înțelegem lucrurile astea, cred că vom avea aceste probleme și vă spun sincer, acest modificare sunt simplu de făcut. Sunt simplu de făcut și îndrăznesc să spun nici nu costă foarte mult, fiindcă ai putea regândi banii pe care ai într-o altă logică, nu o să-i dai pe toți după aceleași criterii, îi împarți în clase diferite și pui cele 4-5 universități să se lupte între ele, care sunt vor clas, și pe celelalte care sunt regionale, să se lupte între ele pe alte criterii, că tot trebuie să primească bani, e clar, dar pe criterii diferite. În momentul ăsta, banii se distribuie pe criterii care nu au legătură cu competitivitatea internațională, forța celor care strigă cel mai mult și alea sunt universitățile mici care inventează criterii astfel încât să fie mai degrabă valorizate activitățile lor, nu cele care contează în plan internațional. Deci, repet, lucrurile se pot schimba fără bani mulți, dar și dacă ar fi vorba de bani, vedeți că din exercițiul financiar 2021-2027 România va primi mulți bani de la Uniunea Europeană, dacă i-am gândit cu cap. Eu cred că în 4-8 ani am putea avea 4-5 universități în Liga Mare a Universităților Internaționale. Domnule rector, simțiți solidaritate din partea celorlalți colegi, rectori ai universităților din țară în aceste demersuri? Puțin, fiindcă, sigur, noi suntem apropiați și colaborăm foarte bine cu cei de la Universitatea din București. Ca extensie aș putea să spun avem o colaborare destul de bună cu cei din consorțiul universitar de care facem parte, dar în final din păcate fiecare universitate este pe cont propriu, au culturi organizaționale diferite, istorii diferite, e greu și vă spun sincer, noi la Universitatea Babeș-Bolyai, repede din cont legătura mai apropiată cu Universitatea din București, noi ne proiectăm ca universitate internațională, știți bine că în acest an am fost acceptat în Guild. El este organizația internațională a unora din cele mai bune universități europene, de tip or class. Și acolo simțim solidaritate, acolo încercăm să schimbăm regulile, că nu le putem schimba în țară, încercăm să le schimbăm în țară prin intermediul Uniunii Europene. Le schimbăm acolo și atunci vor fi și în țară, din păcate.
Domnule rector, în mod normal, poate în alte condiții, a fi singura universitate din țară v-ar face pe dumneavoastră să fiți extrem de mândru și cu atât mai important să simțiți această poziție. Dar iată că vă gândiți mult mai complex de atât și ați vedea și alte universități în acest top, tocmai pentru a crea competitivitate. Ați putea să ne mai dați 2-3 nume de universități pe care dumneavoastră le vedeți acolo în top, dar sigur, din cauza motivelor pe care mi le-ați enumerat, deja nu sunt acolo. Foarte apropiați de noi sunt cei de la Universitatea din București, apoi într-o a doua linie, apropiați de noi, dar totuși nu atât ca Universitatea din București, sunt cei de la Universitatea din Iași, cei de la Universitatea de Vest din Timișoara, Politehnica din București. Și aș spune după aceea, sigur, comparații un pic diferite, fiindcă unele sunt de specialitate. Să știți că universitățile clujene, UMS-ul nostru, Universitatea Tehnică, sunt universități care au un potențial bun, dar ele intră pe nișe de specialitate. Din cele comprehensive, ca să spun așa, Universitatea din București, Iași, Timișoara, cam acestea sunt cele care ar avea șanse, după mine, să intre în Liga Mare dacă ar fi o legislație adecvată și o finanțare adecvată. Și eu cred că pentru o țară ca România, acestea 3, 4, poate 5, dacă extindem și spre Politehnica din București, deși ea este de specialitate, ar putea să asigure competitivitatea țării. Deci, dar pentru asta trebuie un program național în acest sens. Criteriul inovației, spuneați că este cel mai important în funcție de care se realizează acest clasament, la care revenim. Există și alte criterii, nu știu, premiile obținute, poate și de către cadrele universitare? Da, sigur. Acum clasamentul este mai complex. Am intrat în detalii. Clasamentul ia în calcul, spre exemplu, premiile Nobel, a celor pe care tu i-ai angajat sau absolvenților tăi. La Universitatea Babeș-Bolyai nu avem nimic la acest indicator, dar nici nu prea depinde de noi, nu depinde de ce facem noi de pe un an pe altul pentru obținerea de premiul Nobel. Contează după aceea să ai oameni foarte citați la nivel internațional, în top 1%, și aici Universitatea Babeș-Bolyai are pe colegul Pop de la Facultatea de Matematică și Informatică. Contează după aceea publicații de top în reviste internaționale cum Nature și Science, și aici Universitatea Babeș-Bolyai este prima în România. Contează după aceea publicații inovative în reviste indexate de Web of Science, adică reviste selectate care au un factor de impact, și aici Universitatea Babeș-Bolyai este foarte bine, arătând că poate să aibă publicații care vin cu elemente noi, inovative, și care merită să fie publicate în astfel de reviste. Deci, vedeți, componenta asta de cercetare, de a genera cunoaștere, este foarte importantă în acest ranking, și deosebire de alte ranking-uri care combină, sigur, această componentă cu elemente de educație, de exemplu, câți profesori ai, cât de mulțumiți sunt studenții pentru activitatea de predare. Sunt importante și acele ranking-uri, noi nu le ignorăm și acolo sunt ocupă prima poziție în țară, dar acest ranking, repet, arată ceva special, cât pot să fie de inovativ, astfel încât să asigur competitivitate țării. În luna iunie acestui an a fost dat publicității un clasament Shanghai pe domenii. Poate ar fi bine să mai precizăm puțin ce spunea acesta în legătură cu UBB. Da, clasamentul Shanghai, așa cum ați punctat foarte bine, este global și vorbim despre el acum, dar în luna iunie s-a publicat clasamentul pe domenii. Și acolo, să știți, a fost o prăbușire a universităților românești. Anul trecut am avut mult mai multe domenii care au reușit să intre în acest clasament. Clasamentul pe domenii nu este evaluat de universitatea în general, ci sunt comparate domeniile specifice, nu știu, psihologie, fizică, chimie și așa mai departe. Și în acel clasament, Universitatea Babeș-Bolyai are 4 domenii care au fost incluse în ranking, în top 500 sau top 400 chiar. Matematică, domeniul energiei, spre exemplu, fizica. Deci sunt domenii importante care ne definez și au fost incluse, în timp ce alte universități românești mai cunoscute au avut unul sau două domenii. Dar și aici, repet, față de anul trecut și noi am scăzut și toate universitățile românești au scăzut foarte, foarte mult.
Domnule rector, pe finalul discuției nu avem cum să nu facem trimitere și la situația prin care trecem cu toții. Sigur, dumneavoastră, abia ce ați preluat să răți frâiele Universității Babeș-Bolyai și ați început în forță și cu această situație pandemică. Cum vedeți dumneavoastră următoarea perioadă din acest punct de vedere? Noi am fost cei care am propus trei scenarii pentru toamnă. Ne vom aproxima și le vom definitiva în septembrie. Sigur că ne-ar plăcea să începem activitățile în regim clasic. Dacă lucrurile vor merge foarte prost, probabil va trebui să trecem în regim online sau să continuăm cu regimul online. Dar sigur, asta dacă ne va obliga legea, altfel noi preferăm un model hibrid în care să combinăm activitățile online cu activitățile față-față. Am ține să-i aducem pe studenții de anul întâi la universitate, fiindcă ei schimbă statutul în viață, trec de la liceu la universitate și trebuie să cunoască ce înseamnă cultura organizațională, academică, mediul universitar, și atunci am ține să vină anul întâi pentru a avea măcar seminariile și laboratoarele față-față, chiar dacă cursurile le-am avea tot în variantă online. Și sigur, cred că ultimul an de studiu trebuie să vină, mai ales în zonele experimentale și vocaționale, fiindcă ei trebuie să-și facă lucrările de licență sau lucrările de masterat și în zonele vocaționale experimentale n-ai cum să faci acest lucru online. Asta este ce avem acum pe masa de lucru, dar repet, mai adunăm feedback de la studenți, de la diverse facultăți și în septembrie vom veni cu o variantă concretă, dar foarte probabil varianta hibridă va fi cea cu care vom ieși în față. Și noi vă așteptăm, să știți cu mare drag, să ne dați și nouă informațiile pentru ca cei care ne urmăresc să le poată auzi cât mai repede. Eu vă doresc succes și în legătură cu tot ceea ce înseamnă aceste clasamente, dar mai cu seamă în aceste demersuri pe care dumneavoastră le faceți pentru a schimba, iată, ceva în acest domeniu. Vă mulțumim mult! Mulțumim și noi! La revedere! Noi mergem acum mai departe. Chipul Maicii Domnului în icoane vechi și noi. E expoziția găzduită de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, gândită ca un omagiu închinat Sfintei Fecioare Maria. Expoziția reunește peste 40 de lucrări, atât icoane vechi din secolele 18-20, realizate de pictori țărani, cât și lucrări contemporane pictate de copii și de artiști consacrați. Urmărim un scurt material, după care ne reîntoarcem în platou cu cel de-al doilea subiect. Expoziția cuprinde reprezentări ale Fecioarei Maria, multe dintre ipostaze fiind strâns legate de evenimente pe care Biblia le atribuie vieții sale. În această expoziție sunt peste 100 de icoane, 25 din patrimoniul muzeului nostru, cele mai multe de Nicula, pentru că de Nicula se leagă prototipul icoane pe sticlă Odighitria Transilvanene, icoană care îmbină tehnica occidentală a picturii pe sticlă adusă de către pelerini catolici în Transilvania odată cu dominația habsburgică, dar asimilându-și pe un fond al artei populare mature, asimilându-și tradiția iconografică de tip bizantin. Exponatele realizează un dialog între epoci, începând cu picturile sătenilor din Nicula, care au încercat să reprezinte minunea din 1966, când o icoană a Maicii Domnului a lăcrimat, până la icoanele cu fecioara realizate de copii în ultimii ani. Icoanele sunt veritabile ferestre în care omul și Dumnezeu se pot vedea față către față. Și am gândit expoziția ca un dialog în care se găsesc și un dialog iconografic în care se găsesc și se regăsesc în cadrul acestei expoziții tradiția veche cu reprezentările noi. Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca până la data de 20 septembrie 2020. Alimentera, dialoguri fertile cu tineri despre hrană. Este un proiect al asociației Mai Bine. Aflăm mai multe despre el direct de la coordonatorul național al proiectului. Alături de noi, prin platforma Zoom, se află Anca Chirilă Gheorghică. Bună ziua, vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ne dați din casă, să spunem așa. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Înainte de toate, spuneți-ne mai multe despre asociația Mai Bine, pentru ca cei care ne urmăresc să înțeleagă foarte bine care este scopul, misiunea acesteia. Asociația Mai Bine este o organizație din Iași, fondată în 2009, cu scopul de a contribui la dezvoltarea durabilă locală pe toate cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: natura, societatea, economia. Și în ariile noastre de acțiune, firul conductor este consumul responsabil sau etic sau conștient sau sustenabil, ca formă cea mai importantă la nivel individual de a
de a scădea impactul negativ asupra mediului și de a crește impactul pozitiv în, în comunitate. Spuneam de acest proiect Alimentera, dialoguri fertile cu tine despre hrană. Mergeți în 5 orașe din țară și vă las pe dumneavoastră în primul rând să ne spuneți care sunt zilele în care mergeți în fiecare oraș și ce v-ați propus practic cu acest proiect. Am început în Iași, practic, caravana alimentară, demarat în Iași, sâmbăta trecută și mâine plecăm spre Cluj-Napoca, prima noastră oprire, apoi din Cluj plecăm spre Târgu Mureș, unde vom fi pe 23 august pentru a ne întâlni cu tinerii din orașul respectiv. De acolo mergem spre Timișoara și apoi Oradea. În Cluj, în Cluj-Napoca, așteptăm tinerii poi mâine seară, la ora 5:50 seara, în Parcul Central. Și scopul întâlnirii este tocmai de a asculta, de a asculta tinerii, de a vedea care sunt preocupările lor legate de hrană, cunoștințele pe care le au sau pe care le-ar plăcea să le aibă cu privire la hrană și să vedem împreună cum putem contribui la elaborarea unei campanii care să permită trecerea de la cunoștințe la acțiune, la acțiune în direcția unui consum mai sustenabil al hranei. Ați fost deja la Iași. Spuneți-mi care este doza de interes a tinerilor în legătură cu aceste întâlniri? Doza de interes, aș spune, este undeva la mijloc, n-aș spune nici mică, nici mare. Contextul nu este foarte favorabil întâlnirilor în prezent. Aș vrea să subliniez și asta, că noi toate măsurile pentru a asigura toate precauțiile, siguranța participanților. Și ce am identificat noi, pentru a răspunde la întrebare, ce am identificat noi cu sprijinul partenerilor care implementăm proiectul din multiple țări europene, sunt 16 parteneri în total, că nivelul de conștientizare crește din ce în ce mai mult, tinerii, oamenii în general sunt din ce în ce mai conștienți de problemele generate de felul nostru de a consuma și poate și faptul că hrana este cea mai importantă dimensiune a consumului. Dar este o diferență foarte mare, un gap, un decalaj între ceea ce știm și felul în care acționăm cu privire la conștientizarea problemelor legate de hrană, problemele pe care le au, printre altele, asupra schimbărilor climatice și asupra migrației. Acesta este scopul proiectului mare, Go Eastical. Activitatea are loc în cadrul unui proiect pan-european, Go Eastical, și scopul este să răspundem la aceste probleme pe care le provoacă obiceiurile alimentare de consum asupra schimbărilor climatice și asupra migrației. Să știți că foarte mult se discută în ultima perioadă despre câtă cantitate de mâncare risipim, câtă cantitate de mâncare ajunge la coșul de gunoi. Ați făcut o astfel de statistică pentru a începe, de exemplu, întâlnirile în felul acesta? Știți că de regulă statisticile, în special când au cifre înfiorătoare, atrag mai bine atenția. Noi acum nu vrem să venim cu informațiile noastre, ci să ascultăm mai degrabă, dar da, am scris și câteva articole și am colaborat chiar cu organizații din Cluj-Napoca care ne-au devenit prietene, mă refer la Food Waste Combat sau Clujul Sustenabil. Am colaborat în cadrul unui studiu de fundamentare pentru a interveni cu privire la legea pentru combaterea risipei alimentare. Și da, știm că risipa alimentară, cea mai mare cantitate se produce în gospodării de către consumatori, lanțul alimentar, deci în ultima verigă, suntem în mare măsură foarte responsabili de ceea ce se întâmplă. Și o altă statistică sau o altă cifră importantă sau pe care o folosim sau o transmitem este că dacă risipa alimentară ar fi o țară, dacă emisiile pe care le generează risipa alimentară la nivel global, dacă ar fi asociate cu o țară, ar fi a treia după Statele Unite ale Americii și China ca impact asupra schimbărilor climatice. Dați-mi două, trei exemple de acțiuni pe care le-am putea face ca să ne arătăm respectul pentru hrană. Unu,
clar reducerea risipei alimentare, atenție cu privire la ceea ce consumăm, dar și ceea ce nu consumăm, ceea ce, să minimizăm pe cât posibil ceea ce aruncăm la gunoi. 1. 2. Favorizarea... Dar nu știu dacă ne mai auziți, cred că... Da. Până reluăm discuția cu doamna Anca Chirilă, așa cum ne spunea și dumneaei, se îndreaptă înspre Cluj-Napoca, așadar va avea loc o întâlnire cu tinerii de aici, care evident sunt așteptați pentru a discuta despre hrană, așa cum este și titlul proiectului, despre importanța respectului pentru hrană. Este exact momentul unde am rămas cu discuția și cred că am reluat și legătura. Dacă ne auziți acum, doamna Chirilă, spuneați... Da, vă aud foarte bine, îmi pare rău. Nicio problemă. Deci, nu știu unde s-a blocat. Ne-ați spus de prima acțiune, importanta respectului pentru hrană, deci risipa alimentară, să o înlăturăm cât mai mult cu putință. Al doilea, foarte important, favorizarea, preferarea ingredientelor locale și de sezon, pentru a reduce amprenta de carbon a alimentelor, pentru a susține mici producători și economia locală. Și a treia, reducerea consumului de hrană de origine animală, care are un impact pozitiv deopotrivă asupra sănătății mediului și asupra sănătății umane. Mă bucur că ați adus vorba și de sprijinirea producțiilor locale, pentru că v-aș întreba în felul următor: avem în acest moment educația, mentalitatea necesare pentru a face acest lucru? Mentalitatea nu avem, educație, sunt active câteva organizații în acest domeniu, din păcate suntem foarte puține și impactul este încă marginal, dar totuși simt o evoluție în ultimii ani, suntem activi de 10-11 ani în acest domeniu, simt cum totuși este o evoluție pozitivă conștientizarea și mai bună promovare, deopotrivă teoretică și practică, a ceea ce înseamnă consum local și a micilor producători. Pentru că această întâlnire, aceste întâlniri de altfel în toate orașele pe care le-am menționat deja, se bazează pe o bună comunicare, ați spus în felul următor: una dintre problemele fundamentale ale comunicării este că nu ascultăm pentru a înțelege, ci pentru a răspunde. Ce anume ați vrut să subliniați cu acest aspect? Am vrut să subliniem că nu vrem să influențăm tinerii prin a aduce în față principiile pe care le promovăm noi sau principiile consumului responsabil, ci să înțelegem care sunt nevoile tinerilor, de ce au anumite preferințe într-o direcție sau alta, și pentru a, cu scopul de a înțelege cât mai bine cum putem acționa, ce fel de campanii este nevoie să creăm, să dezvoltăm, pentru a determina o schimbare care să fie cât mai naturală, nu una impusă. Asta e destul de specific în o organizație, mai bine de a încerca să nu culpabilizăm sau să învinovățim sentimentul acesta. La câte probleme globale, locale, globale, regionale sunt, uneori suntem, ne simțim blocați de a acționa, de a acționa spre a schimba ceva ce nu ne se pare corect sau etic sau just. Și atunci de aici cumva vine și numele asociației noastre, mai bine, că nu putem contribui poate la o schimbare radicală în societatea în care trăim, nu putem crea o lume perfectă, dar este loc de mai bine și fiecare poate să aibă o contribuție. Sigur că da, așa este. Veți merge prin toate aceste orașe, vă veți întâlni cu tinerii, le veți asculta, să spunem așa, gândurile. Și ce vă gândiți în practică mai departe să faceți după ce conștientizați aceste probleme cu care și ei se confruntă sau pe care le expun în fața dumneavoastră? Campanii de conștientizare? Campanii de conștientizare pe care vrem să dezvoltăm tot cu tinerii. Deci după aceste întâlniri urmează să organizăm o tabără în septembrie, vor mai fi două în primăvara anului viitor la Tășuleasa, în care vom fi sprijiniți ca facilitatori și formatori de membri unei organizații de referință din țară, Reper 21, cei mai buni
în domeniul educației pentru dezvoltare durabilă în contextul schimbărilor climatice și împreună cu tinerii vrem să dezvoltăm campanii, vor face asta în paralel zeci de organizații la nivel european și ne vom reuni la un moment dat forțele pentru a crea o campanie paneuropeană care sperăm să atingă milioane de tineri. Doamna Chirilă, v-a atras ceva atenția în mod deosebit la Iași, de exemplu, nu știu, vreun tânăr care a venit cu o concepție interesantă? Mă gândesc că și dumneavoastră învățați cumva și de la ei sau conștientizați și mai bine problemele odată ce vin spuse de la ei. Sincer, eu nu am participat în Iași, nu eram în țară. În momentul respectiv s-au ocupat colegii mei. Dar pot să vă spun categoric că învățăm cu fiecare experiență, fiecare întâlnire pe care o avem cu tineri, cu copii, cu elevi, cu studenți, cu adulți. Învățăm câte ceva de fiecare dată. Asta cu siguranță. Da. Asta cu siguranță. Pe finalul discuției v-aș ruga să transmiteți un mesaj către cei care în acest moment ne urmăresc și doresc, evident, să participe la întâlnirea pe care o aveți la Cluj-Napoca. Cu ce să se documenteze pentru ca lucrurile să se desfășoare așa cum vă așteptați? Practic, nu le cerem să se documenteze. Îi așteptăm cu inima deschisă, determinați, întâlnirea va fi cât se poate de degajată, îi așteptăm cu gustări și recolitoare de la producători cât mai sustenabili din fiecare dintre cele patru orașe și abia așteptăm să îi cunoaștem și să reușim să facem lucruri împreună. Noi am tot subliniat asupra tinerilor, doar pe ei așteptați sau cine mai poate participa? Da. Tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Știm că poate unii adulți care au deja 35 de ani se consideră tineri, deci intervalul de vârstă a publicului nostru țintă este cuprins între 18 și 35 de ani. Am vrut să menționați acest interval tocmai de aceea. Da. Și chiar pe final înțelegem așadar că dumneavoastră vă veți ocupa ca toate măsurile de siguranță să fie îndeplinite. Nu există un număr limită de participanți, nu e așa, având în vedere locația în care vă veți desfășura, dar distanțarea socială se va avea în vedere, clar. Este și un număr minim, 15 participanți pentru a putea... Acesta este minim, dar nu aveți un număr maxim, adică că vorbim aici iarăși de... Nu minim, pardon, maxim, scuzați-mă, maxim. Da. Maxim 15 persoane. Bine, vă mulțumim mult pentru intervenția de astăzi. Mult succes în tot ceea ce faceți și vă așteptăm cu mare drag și în urma acestor deplasări să ne povestiți cu ce gânduri ați rămas și ce fel de demersuri vreți să faceți în continuare. Cu mare drag, mulțumim foarte mult pentru invitație. Și noi vă mulțumim, mergem acum mai departe, dar din dar se face rai. Este o vorbă din popor care îi se potrivește de minune unei tinere de numai 18 ani. Fostă pacientă oncologică, ea a devenit voluntară pentru copiii și adolescenții bolnavi de cancer. Romina a învins boala și a decis să lupte pentru cei care sunt acum în suferință. Ea strânge acum donații să cumpere micuților internați în spital jucării, rechizite sau produse de igienă. Urmărim așadar un scurt material în legătură cu aceste gesturi atât de minunate, după care ne reîntoarcem în platou și discutăm pe același subiect. Veselie, joacă și griji lăsate la ușă. Taberele destinate copiilor și adolescenților care se luptă cu cancerul reprezintă locul unde durerea dispare, iar suferința este înlocuită cu fericire. Locul unde lucrurile mici sunt cele care contează. Cel mai mișto lucru pe ziua de astăzi până acum au fost zâmbetele copiilor când au văzut că le-au ieșit desenele pe tricouri. Printre participanții la o astfel de tabără a fost în anii trecuți și Romina, o tânără de o frumusețe rară, o veselie molipsitoare și o bunătate ca în povești. În spatele gingășiei sale se ascunde o poveste cutremurătoare. Pe când avea doar 14 ani, o vizită la medic i-a dat toată viața peste cap. Avea o tumoră pe creier, iar biopsia a dat diagnosticul sinonim cu coșmarul oricărui părinte.
cancer. A urmat un tratament lung și multe luni de spitalizare. Am făcut 11 ore de cetetice și 30 ore de radioterapie. Am terminat acum 3 ani. Am avut tumor pe creier mic. Acum s-a fost vindecat, mulțumesc Domnului. A fost cu mine de la început și până la sfârșit. Romina este o învingătoare, iar în taberele Magic a găsit o a doua familie. A realizat cât de mult înseamnă pentru un pacient oncologic un astfel de sprijin, așa că a decis să devină voluntară și să ajute alți copii și tineri. Acum strânge donații și cumpără pentru micii pacienți oncologici jucării, rechizite sau produse de igienă. Nici părinții lor nu sunt uitați. Bolnavii trec printr-o perioadă extrem de dificilă din cauza pandemiei. Am câteva persoane de NTG care mă ajută să strâng bănuți și facem diferite cadouri copiilor. Au fost diverse, jucării pentru copii mici, păpuși, mașinuțe, carioci, cărți de colorat, cărți de citit. De partea cealaltă, psihologii care oferă suport pacienților oncologici vorbesc despre beneficiile acestor fapte generoase, considerate un medicament în plus în tratarea bolii. Un suport psihologic de calitate favorizează, pe de o parte, adaptarea la diagnostic, la intervențiile chirurgicale și la tot ce presupune tratamentul oncologic. De asemenea, dacă este să ne gândim, susține și pacienții pe tot traseul de evoluție al bolii, precum, până la urmă, scopul este să îmbunătățească calitatea vieții, să diminueze distresul, anxietatea, depresia. Iar dacă este să ne raportăm la partea aceasta de donații și la ceea ce fac unii oameni inimoși, să știți că foarte mult contează. Și de ce spun acest lucru? Pentru că situația oncologică este una multidimensională și este extrem de complexă, nu doar fizic, cât și psihic, dar și social și inclusiv financiar. Oricine poate deveni voluntar sau poate dona orice sumă pentru a face mai ușoară și mai frumoasă viața pacienților. Pe site-ul Asociației Magic, cei care vor să fie generoși au de unde alege o cauză la care să contribuie. Să știți că nu multe sunt de spus după un astfel de material. Ceea ce putem noi să facem este să vă arătăm și alți oameni extraordinari care fac aceleași demersuri și alături de noi în acest moment prin Skype Vlad Crișan Pop, maratonist și voluntar al Fundației Magic. Vlad, să știi că ne așteptam să te prindem tot la alerga, dar mulțumim că te-ai oprit să vorbești puțin cu noi. Da, chiar acum am întors de la Magic Home. Am fost pe la apartament să ducem câteva lucruri și să cazăm o familie care a venit la chimioterapie cu băiețelul lor. Și alături de colega mea, Coti, am cazat pe cineva. În Cluj avem 5 apartamente unde cazăm familii care vin cu copiii la chimioterapie. Deci dacă sunt telespectatori care cunosc familii în spital și nu au unde să stea la Cluj, pot să ne scrie pe Facebook, pe MagicCamp sau pe MagicCamp.ro și avem locuri disponibile, putem să-i cazăm și ne-am bucurat mult să le oferim acest spațiu gratuit și să le luăm de pe umeri măcar grija unei chirii în Cluj, care este mare, bănuți pe care poate să-i folosească pentru alte lucruri în sprijinul copilului. Cât de frumos! Deci, practic, aveți 5 apartamente. În acest, mai devreme ați cazat pe cineva într-unul dintre ele. Deci, practic, aveți loc dacă cineva ne urmărește în acest moment și are cunoștință despre o astfel de nevoie. Felicitări pentru ceea ce faceți. Am urmărit mai devreme și să știi că eu te-am urmărit și pe tine, așa cu coada ochiului, cu cât drag te uitai la știrea cu Romina. De aceea te-aș întreba cum ai cunoscut-o. Am cunoscut-o în tabăra MagicCamp, într-una dintre seriile în care am fost la Brănești, în județul Dâmbovița. Practic, acolo Vlad Voiculescu, alături de Melania Medeleanu, în 2014, au creat această tabără pentru 24 de copii cu afecțiuni oncologice. A fost prima serie de copii
Și de atunci până în prezent am avut sute de copii care au venit în tabără și au avut clipe de neuitat. Materialul realizat de Mădălina și echipa de la TVR Cluj este emoționant, dar și mai emoționant este să veniți în tabără, să vă înscrieți ca voluntar și să trăiți pe propria voastră piele experiența cu copiii, pentru că chiar dacă pandemia nu ne-a permis anul acesta să organizăm tabăra, anul trecut am avut peste 300 de copii în cele 12 săptămâni în tabără și am învățat de la ei să dansăm, să ne bucurăm, să călărim, să avem curajul de a ne urca 10 metri în parcul de aventură și să parcurgem tot parcul alături de ei și să învățăm lecția cea mai importantă de la ei, că sănătatea și familia sunt cele mai importante, pentru că astăzi ar putea să fii sănătos și mâine să-ți spună medicul că ai o boală gravă. Și Romina este un exemplu, un învingător, este o poveste de viață, o poveste pentru noi toți, că grijile noastre, care uneori par mărunte, nu se compară cu experiența unei boli. Și ea a dovedit că se poate, că nu a renunțat și de aceea alerg și eu în continuare, pentru că dacă ei nu renunță în lupta împotriva bolii, nici eu nu voi renunța să alerg în România, la Oceanul Arctic și oriunde în Europa. Și dacă știi câtă bucurie emani și transmiți, cu siguranță asta se întâmplă și acolo în tabără. Și vreau să te întreb cât de importante sunt astfel de activități pentru copii, pentru felul în care percep ei viitorul. Odată ce, nu știu, aceste activități îi animă și vă văd și pe voi atât de entuziaști. În primul rând vreau să zic că mulți copii care urmează să termine tratamentul se proiectează mental în tabără și se gândesc că trebuie să fie puternici să termine tratamentul, pentru că știu că dacă termină și sunt bine, pot să meargă în tabără. Deci pentru ei este o ancoră extraordinar de puternică această amintire a taberei și reîntoarcerea în tabără. Acest lucru ne-o spun atât medicii cât și psihologii de pe secțiile de oncopediatrie din Cluj, București, Timișoara, Iași. Și este extraordinar să vedem cât de mult contează pentru ei o săptămână și cum se întorc acasă și povestesc la prieteni, la familie. Și așa se creează și legături noi între copii. Pentru că sunt mulți copii care nu se cunosc și care creează în timp de o săptămână legături de o viață și asta le dă putere să meargă mai departe și să descopere că nu sunt singuri. Pentru că chiar dacă boala aceasta nu alege, nu contează cât de bogat ești sau din ce colț al țării ești sau ce viață sănătoasă ai dus, Această boală afectează la fel de mult pe toată lumea și ne bucurăm că Magic Camp și alături de echipa de la Cluj putem să fim alături de ei să-și depășească această boală și să-i ajutăm din momentul în care ajung la Cluj până când termină tratamentul cu tot ce au nevoie legat de alimente, cazare, medicamente și tot ce au nevoie pe secție. Și acele prietenii de care spuneai că se leagă în această tabără sunt într-adevăr acele prietenii sincere care vor dăinui cu siguranță. Ne-ai spus deja că îți place să alegi, adică toată lumea te cunoaște, mai ales când o faci într-un scop caritabil, ești cu atât mai motivat, dar știu că la începutul acestei luni ai fost la un maraton în Bucovina, dacă nu mă înșel. Povestește-ne cum a fost acolo. A fost una dintre cele mai dure experiențe pe care le-am avut. A fost un traseu greu de 105 km cu peste 6.000, aproape 7.000 diferență de nivel. Am pornit din Câmpul Moldovenesc, am urcat de două ori pe Rarău, apoi am coborât și am urcat din nou pe Pietrosul Bistriței, urmând încă două urcări pe Giumalău. Și la un moment dat, la început am avut foarte multă energie, m-am simțit foarte bine, dar din cauza diferenței de altitudine și a foarte multor coborâri și urcări, stomacul meu nu a mai putut să asimileze hrană, apă și deja în ultimii kilometri m-am focalizat
pe finish, ajunge la finish, a mers încet, atunci când nu am mai putut alerga, am mers la pas, când nu am mai putut să merg, am stat și m-am odihnit. Dar gândul la copii și la exemplul lor și la puterea lor de a depăși boala, asta m-a făcut să nu renunț și să merg mai departe. Da, și acum te pregătești de un nou maraton, să înțelegem, da? Da, vrem să ne întoarcem la Cercul Polar, la cursa 6633 Arctic Ultra. Spunem că ne vom întoarce pentru că alături de mine vor veni și Sorin Florea, regizorul Sorin Florea, fotograful Adi Bulboacă și echipa care creează documentarul Ever Restless. Este primul documentar românesc la Cercul Polar. Și chiar dacă anul acesta am fost retras din cursă din cauza degerăturilor și echipa de filmare a fost alături de mine, chiar dacă a fost un eșec, ei vor să se întoarcă alături de mine și să arătăm povestea unui om care își depășește limitele corpului, limitele, condițiile vitrege sau condițiile aspre de la Cercul Polar, cu puterea minții, cu gândurile la copiii Magic Camp. Și cât de important este că după ce ai un eșec în viață și este normal să ai un eșec sau să ai o depresie sau să ai o pierdere în viață, este la fel de important să-ți găsești puterea în tine și curajul. Și puterea stă undeva adânc în noi, în sufletul nostru, trebuie să înțelegem motivul pentru care suntem acolo și să ne depășim frica. Pentru că cu dragoste cred că putem să învingem frica și să depășim acel obstacol din nou. Da, ești incredibil, să știi. Spune-ne despre acest documentar. În momentul în care el va fi gata, bănuiesc că tot ceea ce ține de el, banii adunați, vor merge tot către problemele copiilor. Exact. Echipa care creează documentarul vrea să ajute copiii de la Magic Camp și toate fondurile obținute vor merge pentru a sprijini copiii cu afecțiuni oncologice din tabăra Magic Camp. În principiu, documentarul este realizat, este pregătit, doar echipa vrea să surprindă și victoria la cursă și de aceea vrem să ne întoarcem acolo, să ducem steagul vostru, steagul copiilor Magic Camp și al României la Oceanul Arctic și să ieșim învingători și să arătăm că nu doar în boală, ci la muncă sau în viața de zi cu zi putem să ne depășim limitele. Și abia așteptăm să arătăm și noi ce arătați voi acolo și să ducem mai departe aceste demersuri atât de frumoase. Unde și cum pot dona oamenii pentru Fundația Magic, dacă ne urmăresc în acest moment persoane care doresc să se alăture vouă? În primul rând, zilele acestea, de fapt în fiecare săptămână, în fiecare zi de joi, ducem pachete cu alimente la părinții și copii de la secția de oncopediatrie, de la Pedi 2, de pe Horia, din Cluj-Napoca. Și oricine dorește să ajute, aceste pachete cu alimente, cu Pampers, suc și alte lucruri, pot să ne scrie pe Facebook sau pe vlad.pop@magiccamp.ro. Și orice donație contează, orice sprijin contează sau dacă este mai simplu și pot să trimite un SMS, pot trimite un SMS la 8844 cu mesajul bursa și astfel donează 2 euro pentru bursele educaționale și cauza pentru care alerg la Cercul Polar. Apropo de bursele educaționale, spune-ne despre ce sumă este vorba, ce înseamnă mai exact, care este targetul? Targetul am reușit să-l acoperim în 2020, practic alergând la cursa de 620 de kilometri, am reușit să strângem 600 de mii de lei. Sunt 100 de burse de 6.000 de lei pentru 100 de copii, astfel încât Asociația Magic a alocat din ianuarie 2020 și alocă în continuare în fiecare lună la 100 de copii câte o bursă de 500 de lei lunar. Copii care au pregătire pentru capacitate sau pentru bacalaureat, deci an terminal, importanți pentru ei și ajutăm cu cărți, meditații și tot ce au nevoie pentru pregătire să devină medici, artiști, avocați, polițiști și tot ce își doresc ei
mai ales că mulți dintre ei termină tratamentul și au nevoie de un sprijin pentru a se întoarce din nou la școală. Pentru că faci atât de multe lucruri minunate, ultimele secunde ți le las ție, Vlad, pentru a transmite un mesaj către acești copii pentru care lupți, pentru care alegi, pentru care ai îngrenat atât de multă lume să-i ajute, un mesaj pe care poate îl spui și de câte ori deschideți câte o tabără Magic Camp. Vreau să le spun că pentru mine sunt niște supereroi, niște învingători și mă bucur că pot să fiu ambasadorul lor, pot să fiu piciorușele lor și să duc pe toate continentele steagul Magic Camp și pe toate vârfurile și le mulțumesc că m-au învățat această lecție, să-mi doresc să pot să alerg. Și noi îți mulțumim ție și pentru intervenția de azi și pentru tot ceea ce faci și cu siguranță și copiii îți mulțumesc. Doamnelor și domnilor, și eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Până data viitoare, numai bine!